Amén. Așa cum e foarte mult ridicată a un diplomat că scutăm intrarea triunfală a Domnului Hristos în Bărăstării și bisericile creștine și acest eveniment și îl discută și cred că e potrivit să înțelegem semnificația acestei lucrări care Domnul Hristos a creștut. Chiar dacă nu există nicio mențiune specială în lume, dar trebuie să sărbătorim. Dar nu cred că e greșit deloc să discutăm despre el și să vedem în ce fel ne afectează și pe noi lucrarea aceasta. Cuvântul Domnului începe citirea din această zi cu aceste cuvinte când s-au apropiat de Ierusalim. Și-au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă, când satul dinaintea voastră, el veți găsi îndată o mărgăriță legată și un mărgăruș împreună cu ea, dezlegați-i și aduceți-i la mine. Sigur, vorbim despre ultima intrare a Domnului Hristos în Ierusalim. Și dacă ne uităm în Evanghelie, înainte de intrarea aceasta în Ierusalim, de vizitarea pentru ultima dată a orașului Ierusalim, el în discuțiile pe care le-a avut cu ucenicii, le-a spus de ce merge acolo. Le-a spus ce se va întâmpla cu el. Le-a spus că va fi dat în mâinile preoților și mai de seamă, a fariseilor, a cărturarilor, a soborului și va fi răstignit. Și după ce ne-a spus și vedem evenimentele care s-au întâmplat aici, ne dăm seama că, de fapt, ucenicii n-au înțeles mare lucru. Se poate întâmpla să trecem și noi prin astfel de stări, să citim de multe ori în Biblie, să ascultăm multe predici și să nu pricepem, de fapt, lucrarea lui Dumnezeu. Sigur, în evenimentul acesta este Domnul Iisus, sunt ucenicii și sunt noroadele lui Israel, sunt cărturarii, sunt farisei, sunt soborul evreu. Dar singura persoană care știa cu adevărat ce se va întâmpla, ce se întâmplă, de fapt, care e planul lui Dumnezeu, ce semnificație va avea intrarea lui în Ierusalim în acea zi, era Domnul Iisus Hristos. Ucenicii n-au înțeles. Că dacă ar fi înțeles, ar fi avut o altă reacție. Poate nu lăsau să meargă la Ierusalim. Așa cum în vremea deja bisericii creștine, când Pavel și-a anunțat intenția să meargă la Ierusalim și tot poporul a anunțit o lucrare. Că va fi legat și va fi dat în mâna evreilor. Plângeau frații. Pavel, nu te duce că te leagă. Și el a zis, ce plângeți așa de rupeți inima? Trebuie să mă duc. Îs gata să mor pentru Domnul Iisus Hristos. Domnul Hristos a spus la ucenici și nu a priceput. Credeau că, de fapt, și-au schimbat planurile și are altceva de făcut. Chiar de la început, Domnul Hristos le dă câteva, pentru că mereu și mereu a încercat să consolideze credința acestor oameni pentru vremea care va veni după înălțarea lui la cer, să fie în stare să împartă drept credința și cuvântul lui Dumnezeu. A încercat să le consolideze credința și să le dea mereu dovezi și dovezi că el e trimisul lui Dumnezeu, el e unsul cel făgăduit, el e Mântuitorul, el e Hristosul, el e prorocul de care a vorbit în vechime Moise că îl va ridica Dumnezeu. Chiar și în această pare banală trimitere pe care o face, mergeți în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Toate evangheliile descriu acest eveniment. În Evanghelia după Luca se spune din nou: duceți-vă în satul dinaintea voastră, când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată, spune aici în Evanghelia după Luca. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă v-a întrebat cineva pentru cel dezlegat, să-i spuneți așa: pentru că Domnul
are trebuință de El. Și Domnul Hristos precizează, îl va trimite, îi va trimite. Spiritul profetic. Domnul Hristos era prorocul făgăduit. N-avea trebuință de-i spune cineva nimic din ceea ce l-a aștepta în viitor sau pe niciun altul, pentru că El știa, pentru că era Dumnezeu, pentru că era Fiul lui Dumnezeu și pentru că avea acest dar al prorociei. Mărturia lui Iisus Hristos, cu un cuvânt în Biblie, este Duhul prorociei. El era profetul. El era prorocul. A vorbit cu un izraelit și la un moment dat îi spune: iată un izraelit în Duhul căruia mie este licășug. Izraelitul îi pune o întrebare: mă cunoști? Și Domnul Hristos îi spune un lucru mare: te-am văzut sus mochin. Și dintr-o dată în mintea acelui om să face o lumină. Dacă omul acesta m-a văzut sub smochin, nimeni nu știe, numai eu. Mi-a spus mama că m-a ascuns sub smochin când m-au căutat soldații lui Irod să mă omoare. Înseamnă că e cu adevărat, e prorocul, e profetul, e învățătorul, e mântuitorul Israel. Și s-a închinat. Până aici, nu? Că dacă din Nazaret nu poate ieși nimic bun. Chiar și de aici putem să învățăm ceva. Dar nu vreau să rămân la aspectul acesta. Și vreau să spun câteva cuvinte despre măgărușul acesta. Am auzit și eu, ca și dumneavoastră, probabil mai multe interpretări, mai multe explicații despre lucrarea aceasta, despre acest măgăruș. Cuvântul pe care îl spune Domnul Hristos trimișilor Lui să le spună acelora care erau stăpânii acestui animal că Domnul are trebuință de el, m-a pus un pic în uimire. Avea trebuință cu adevărat Domnul de ceva? El care este stăpân peste toate lucrurile? El care are puterea peste toate lucrurile? El care cheamă pe nume lucrurile care nu sunt și ele se învățășează înaintea Lui și iau ființă? Avea nevoie de un măgăruș? Spunea sora care a făcut mărturia înaintea noastră că ei nu știm cât de prețioși suntem înaintea lui Dumnezeu. Eram odată în biserica din Simeria și era acolo fratele Moise Luca, la o seară de evangelizare și pe prima bancă a bisericii era și primarul orașului. Fratele Moise a trecut de cele veșnice, el predica și de obicei se ambala așa și gesticula cu gesturi largi și primarul pe prima bancă și vorbea din textul acesta, la o seară de evanghelizare. Și când a spus cuvintele acestea, uite, Domnul a avut nevoie de măgărușul ăsta. A avut nevoie de un măgăruș pe care nu a călcat nimeni niciodată. Ce, nu credeți că Domnul are nevoie și de voi? Nu credeți că Domnul are nevoie de fiecare sună din această adunare? Nu credeți că are nevoie de tinerii ăștia, de copiii ăștia, de instrumentele voastre? Nu credeți că Domnul are nevoie de casele voastre, de mașinile voastre? Domnul are nevoie de tine și întinde mâna spre primarul. Și de tine are nevoie Domnul, măgărușule? Primarul s-a simțit foarte ofensat. Știi? S-a sculat și a plecat din biserică. Unul de la pocăit m-a făcut măgăruș. A trebuit ceva explicație. Dar știți că a avut Domnul nevoie de el ca să ne dea autorizație să modificăm biserica din Simeria, să reclădim, să o facem mai încăpătoare. A avut Domnul nevoie de el. Mă întreb din cuvântul acesta dacă putem să luăm unul dintre aspectele care ni se potrivesc. Ni se pare câteodată că noi suntem niște oameni foarte importanți. Nu ne comparăm cu măgăruși. Nu? Te-i spui la cineva așa, s-a simțit supărat. Și să-i spui, Domnul are nevoie și de tine. Hei, dar eu nu știu ca măgărușul ăla, sunt mai sus, oare? Vreau să vă spun că în limbaj biblic au fost unii oameni, teologi, oameni care au cercetat Scriptura, care au identificat măgărușul acesta pe care a încălecat Domnul, ca fiind sau simbolizând neamurile, popoarele, care au trăit fără Dumnezeu. Poporul evreu era poporul ales de Dumnezeu, ca să ducă mărturia numelui Dumnezeu înaintea oamenilor. Dar neamurile au trăit fără Dumnezeu. De exemplu, Iov spune cuvântul acesta: omul dimpotrivă are minte de nebun,
și s-a născut ca mânzul unui măgar sălbat. Și au fost oameni care au zis, uite, de ce credem că măgărușul acesta simbolizează neamurile? Pentru că în cartea Exodul, în capitolul 34 cu versetul 20, Dumnezeu îi spune la Moise, cu privire la un animal, nu i-o spune despre niciun alt animal asta. Să răscumperi cu un miel pe întâiul născut al măgăriței. Iar dacă nu îl răscumperi, să-i frângi gâtul. Tradus pe limba noastră, neamurile ăștia care au fost fără cetățenie, fără drept de cetățenie în Israel, fără Dumnezeu, fără lege, fără promisiuni din partea lui Dumnezeu, condamnate la moarte, dar a poruncit Dumnezeu și a spus un cuvânt profetic, totuși poate fi răscumpărat și întâiul născut al măgăriței cu un miel. Dar dacă nu-l răscumpere, să-i frângi gâtul. Adică dacă n-ar fi venit Domnul Hristos și n-ar fi murit și pentru noi, ce se întâmpla cu noi? Ne frângea gâtul. Mergeam la pierzare, adevărat? Avem harul acesta să fim acele persoane care putem să-L purtăm de la răscumpărarea noastră pe Domnul Iisus Hristos. Cum adică să încalece pe mine Domnul? Să-L duc eu în spate? Să-L duc eu? Ei, Pavel a fost gata să-L ducă pe Domnul Hristos înaintea neamurilor, înaintea împăraților, înaintea dregătorilor. N-ai vrea să te pleci, să te zmerești, să fii gata să faci ce-a făcut acest măgăruș? Să fii dintre acele neamuri care au fost răscumpărate cu un miel, că dacă nu trebuia să ne frânzi gâtul. Și una dintre simbolurile din cuvântul acesta este că acest măgăruș reprezintă, de fapt, neamurile care nu aveau niciun drept în Israel. Dar Dumnezeu, de fapt, așa cum scrie în Biblie, le-a făcut parte și lor. Spune Apostolul Pavel, a îngăduit ca națiunea lui Israel să cadă într-o împietrire până va intra numărul de plin al neamurilor. Și care neamuri au intrat în mântuire prin faptul că s-a sacrificat pentru ele mielul lui Dumnezeu. Îl vede Ioan pe Domnul Iisus Hristos când vine la Iordan și spune aceste cuvinte. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. A ridicat și păcatul meu. Dacă nu eram pierdut. A ridicat și păcatul tău. Dacă nu erai mort, erai pierdut. Dar vreau să trec mai departe la un alt aspect care are din textul acesta, imaginea aceasta a Domnului Hristos care intră în Ierusalim călare cu un măgăruș. Și mă refer la împlinirea unei prorocii. În versetul 4 spune, dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, spune-ți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare cu un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Prorocia exactă din Zaharia, din capitolul 9, începând cu versetul 9, spune așa, saltă de veselie fiica Sionului, strigă de bucurie fiica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, zmerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Unii au spus, uitându-ne la această prorocie din cartea lui Zaharia, faptul că este explicat aici că vine biruitor, au tradus ei în mintea lor și au numit intrarea aceasta a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim o intrare triumfală sau biruitoare. Dar Domnul Hristos a intrat în Ierusalim și apoi a pătimit și a fost omorât și a fost îngropat. Deci au numit intrarea aceasta triumfală. Unii spun, s-a împlinit prorocia atunci când Domnul Hristos intră în Ierusalim pe un măgăruș, exact ce a spus Zaharia. Și din punctul ăsta de vedere este perfect adevărat. Și am găsit de mai multe ori în Biblie această expresie, această sintagmă, ca să se împlinească ce fusese scris. Sau ce fusese spus prin prorocul, care cuvinte sunt scrise în Biblie. Și aș vrea să învățăm ceva și de aici. Că știți că totdeauna îmi place să învățăm ceva.
Deci aici spune cuvântul lui Dumnezeu, dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul, ce fusese scris. Domnul Hristos, discutând cu ucenicii, discutând cu apostolii pe care i-au ales și i-au trimis în lucrare, de mai multe ori face mențiunea aceasta. Oare n-ați citit niciodată în Scriptură? Cu poporul evreu discutând, face mențiunea aceasta, n-ați citit în Scriptură? Sau aceste lucruri s-au întâmplat care, ca să se împlinească? Ce-o zis prorocul? Ce scrie în Scriptură? Aud printre noi, vorbind despre anumite lucruri scrise în Scriptură. Așa, băi, în Biblie scrie mult. Și vreau să vă spun ceva cu toată responsabilitatea. Domnul Hristos a spus aceste cuvinte. Cerurile și pământul vor trece. Dar cuvintele scrise aici vor trece? Nu vor trece până nu se vor împlini. Ascultați-mă bine. La un moment dat, Ieremia, prorocul lui Dumnezeu, prorocul lacrimilor, atunci când l-a chemat Dumnezeu în lucrare, i-a vorbit și i-a pus o întrebare. Ce vezi, Ieremia? Eu am răspuns, văd un mediator. Și Domnul mi-a zis, bine ai văzut, că eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Îndemn comunitatea, îndemn frații, îndemn surorile, să privească cu foarte mare atenție la cuvântul lui Dumnezeu. Vorbeam cu cineva zilele trecute și îi spuneam, creștinii noștri moderni au un fel de credință creștină după ureche. Ori auzit. Ori văzut în filme. Ori văzut în filme. Îmi spunea cineva, tu ești un pic așa fixist. Că, de fapt, pe vremea Domnului Iisus, toți oamenii umblau cu o haină lungă, o cămașă lungă până în jos și gata, asta era îmbrăcămintea. N-avea nimeni cine știe ce haine pe el. Dar zic, Biblia ce spune despre îmbrăcămintea Domnului Iisus? Păi ce spune? Păi spune că hainele lui care le-au avut pe el, au dezbrăcat de ele și le-au împărțit în patru părți. Au făcut patru grămezi din ele. Și cămașa, pentru că era dintr-o singură țesătură, ca să nu stârșie, au tras-o la sort. Eu am dedus că au fost patru soldați acolo, care și-au împărțit hainele între ei, și cămașa, ca să nu stârșie, s-o iei numai o întreagă, unul, au tras-o la sort. Dar oamenii cred mai mult în filme. Și nu se uite ce scrie Biblia. Îndemn cu cea mai mare dorință, frate și surorile, uitați-vă în Biblie. Că cei mai mulți avem o credință așa după ureche. Am auzit. Și nu știu ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre un lucru sau despre alt lucru. Dar Biblia spune la modul absolut. Cuvintele acestea nu vor trece până nu se vor împlini. Cu privire la sfârșitul acestei lumi. Cu privire la ziua judecății pe care o aduce Dumnezeu peste toți oamenii. Cu privire la faptul că toate neamurile vor fi strânse înaintea Domnului Hristos. Cu privire că toți vom da socoteală de tot binele sau răul pe care l-am făcut când trăiam în trup. Îți scrise în Scriptură. Și aș vrea să învățăm de aici. Dacă Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, n-a lăsat să cadă nimic la pământ din ceea ce era scris în Scriptură. Și totdeauna a zis, lasă, că așa ai scris, trebuie să împlinim tot ce-i scris. Aș vrea să învețe și biserica lucrul acesta. Amin? Pentru că Ioan, unul dintre apostolii care a fost foarte aproape de Domnul Hristos, și sunt mai multe versete în Biblie, nu o să avem timp să le caut pe toate astăzi, el a spus acest cuvânt și bine să-l asimilăm unui Ioan. Citesc de la capitolul 2, versetul 5 începând. Dar putem să citim de la versetul 3. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui în el, dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în El.
Cine zice că rămâne în El. Aici am vrut să ajung. Trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Pentru că am spus de mai multe ori, Domnul Hristos a fost pilda lui Dumnezeu pentru noi oameni. Pilda lui Dumnezeu, adică exemplul lui Dumnezeu pentru noi oameni. Pilda lui Dumnezeu pentru noi, ca ceea ce a făcut El să facă pentru noi. Dumnezeu ne-a dat o pildă, Fiul. Și chiar Domnul Hristos, atunci când e vorba despre spălarea picioarelor, să predică câteodată la cina Domnului, le spune ucenicilor, uimiți, impresionați că Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul, Rabi, Învățătorul, se dezbracă de haine, ia un ștergal, ia un ighean, începe să le spele picioarele. Domnul Hristos a zis, eu v-am dat-o pildă. Eu sunt pilda voastră. Cum am făcut eu? Faceți și voi. Eu v-am dat o pildă, așa cum am făcut eu, să faceți și voi. În privința aceasta, am primit ceea ce-i scris în Scriptură, Domnul Hristos de asemenea ne-a dat o pildă. Să nu treacă nimic ce scrie în Scriptură pe care El să nu-l facă. Și Apostolul Pavel și el ar menționa să nu trecem peste ce este scris. Adică dacă e scris, dacă e scris în Scriptură, să lăsăm... Am auzit predicatorul vorbind. Unii m-au impresionat. Pe vremuri. Când știu eu, știam și eu Biblia parțial și acum o știu tot parțial, că nu se poate un om să știe în întregime. Și am ascultat și eu predicatorul. Și când am auzit pe unul spunând despre Lot, despre care Biblia zice că era un om neprihănit, și că știrnea sufletul în Sodoma din pricina ceea ce vedea și auzea. Și omul ăsta spune în predica lui, ascultat de o grămadă de oameni, cine era Lot ăsta? Deci, de fapt, era un judecător cu drepturile omului. Îi stătea la poarta cetății, la poarta stăteau judecătorii, știm din cartea lui Iov asta. Stăteau la poartă și judecau. Și Lot era, stătea la poartă și judeca. Și uite cât a fost de grozav. E o apărat pe homosexual, zice. Am auzit. Zic, pe tine nu te mai ascult niciodată. Oare nu știu ce scrie în Biblie? O să știu peste ce scrie în Biblie. Frații mei, surorile mele, eu nu vreau să vă țin o predică istorică astăzi, eu vreau să învățăm ceva de la Fiul lui Dumnezeu, care e pilda lui Dumnezeu pentru noi. El nu și-a permis să treacă peste ce-i scris. Era Fiul lui Dumnezeu. Aș vrea să învățăm, să ne învățăm și noi să ne uităm în Scriptură. Și dacă scrie în Scriptură, să o lăsăm cum scrie în Scriptură și să o împlinim. Amin? Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ne întoarcem la cuvântul acesta. Mai avem o semnificație, intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Nu numai faptul că a împlinit o profeție cu privire la El. Ci și faptul că a vrut să dovedească celor care îl aclamau, care îl așteptau, care îl urmau, care îl priveau, un alt fel de a câștiga un război. Și de a-și face o intrare diluitoare într-o cetate. Sigur că mulți dintre dumneavoastră, în vremea asta, când e foarte ușor să culegi informații despre popoarele trecute, imperiile trecute, despre împărați, despre armate, despre războaie, sigur știți, ați învățat poate și la școală, de obicei când un împărat cucerea o cetate, sau mergea la război împotriva unei împărății și câștiga războiul și se întorcea în cetatea lui de baștină biruitor, își făcea o intrare triumfală. Există în Franța, de exemplu, un arc de triumf, pe unde au intrat trupele biruitoare după eliberarea Franței de știu eu cine. În București s-a zidit așa o copie fidelă cu cea din Paris, din Franța. Un arc de triumf. În fiecare an, în ziua de 20 și știu eu, de ziua națională a României, trec acolo toate armele și defilează pe sâmbatul de triumf. A fost practica generalilor romani, a consulilor romani care se întorceau biruitor de la războaiele purtate împotriva neamurilor din jur,
Și când veneau în cetatea Romei, își organizau un triumf de carului tras de câțiva cai, poate 6 cai, poate 5 cai, poate elefant. Au fost împărați romani care s-au întors în cetatea Romei cu carul tras de elefant. Și în urma carului triumfal mereau prinși de război. Cei pe care i-au luat prizonieri, pe care i-au împins prin forța armelor. Domnul Hristos vrea să arate un alt fel de a intra într-o cetate și de a o cuceri o cetate. Adică, spre deosebire de toți împărații ăia, câți ori fi fost pe pământul acesta, care totdeauna și-au făcut o glorie, o slavă, o onoare din a fi biruitor și de a câștiga un război, și-au vrut să fie aclamați de o poziție foarte înaltă și foarte, știu eu, strălucită, Domnul Hristos spune Biblia că a ales să intre smerit. A vrut să dovedească ceva, ceea ce de fapt scrie în Biblie, că înaintea lui Dumnezeu, nu cei care intră cu cale de război trase de 6 cai, nu cei care sunt într-o poziție înaltă în societate, nu cei care, știu eu, au un nume foarte înalt, sunt bine văzuți și însoțiți de Dumnezeu în lucrarea lor și chiar câștigă o adevărată biruință, ci acei smeriți. Și este cuvântul acesta în Biblie. Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Domnul Hristos a intrat smerit, a vrut să învețe și în privința aceasta ceva pe ucenici. Și ceva pe viitorii creștini. A rămas scris în Biblie. Felul în care el a intrat în Ierusalim. Dar el are și o mențiune foarte clară. Citesc un cuvânt de învățătură pe care l-a spus ucenicilor lui. Și îmi place să învăț din Biblie și să învățăm din Biblie și să ne uităm în Biblie la ceea ce a spus Domnul Hristos. La un moment dat, în capitolul 11, versetul 29, Domnul Hristos le spune: luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Biserica Domnului din Laval, Montreal. Vreți să învățăm ceva de la Domnul Hristos astăzi? Știți ce aș vrea să învățăm? Să învățăm smerenie. Poporul la clamă ca împărat. Oamenii spun Osana. În limba ebraică, cuvântul acesta, ca și în limba greacă, înseamnă cel care mântuiește. Să-ți spună ție cineva, bă, tu ești ăla care m-ai scăpat pe mine de la moarte, din recaz. Îți crește inima foarte tare, nu? Nu știu cât te poți smeri. El aclamă ca împărat. În cartea, în Evanghelistul Luca, zice, iată împăratul care vine. Și el e smerit. Așa cum o zis la ucenici, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Știți ce nu văd câteodată în purtarea noastră? Nu văd smerenia. De blândețe nu mai vorbesc. Ar trebui o predică numai despre blândețe. Poate fratele Iosif vreodată o să-și facă timp să țină o predică despre blândețe. Ne uităm câteodată și mereu și mereu revin la aceste vorbe. Smerenia asta se vede în felul în care ne îmbrăcăm. Se vede în felul în care vorbim, se vede în felul în care ne raportăm la lucrarea lui Dumnezeu. Un frate foarte bun cântăreț, foarte bun cântăreț și recunoscut și apreciat. A fost o evanghelizare și a zis, uite, băi, frate, avem o rugăminte, lasă-ne să imprimăm 1000 de CD-uri de tale și să ne împărțim gratuit la toți ortodoxii, catolici, oamenii fără Dumnezeu care vin aici la noi. Trebuie niște cântări de frumoase. Ce vorbești, frate, să le dau degeaba. Cineva a fost chemat la evanghelizare, la Montreal. La Montreal. Și-a zis, câți kilometri, spun acolo.
Iis a spus, o, cu mașina nu mă duc, numai dacă mă duc pe el, și mă duc, duce să viață. Mi se pare că o să merg. S-o grămadă de oameni care în lumea aceasta duc lipsă de pâine, de îmbrăcăminte. Și noi ne permitem să cheltuim sume extravagante de bani ca să ne îmbrăcăm cel mai bine din societatea care ne înconjoară. Spunea cineva și pe bună dreptate, vrei să vezi oameni bine îmbrăcați, nu de la pocăiți. Pocăiții se scuză și ei, nu dăm banii pe alcool, nu dăm banii pe tutun, măcar haide să ne cumpărăm. Ca și cum compensăm una cu alta. Dacă nu dai banii pe tutun și pe alcool, la scumpe haine, ești tot în rând cu ei la alți. Ai putut să faci ceva pentru Dumnezeu. Oamenii care s-au smerit înaintea lui Dumnezeu s-au dezbrăcat de multe din hainele lor scumpe. Îl găsim pe împăratul Ahab, a spus el într-o zi. Și Dumnezeu a privit lucrul ăsta ca o smerire. Ninivenii, împăratul din Ninive, când au aflat de cuvântul lui Dumnezeu rostit împotriva cetății pe care el o conducea ca împărat și au lepădat mantaua de pe el. Mantaua aia cu multe valduri și împodobită cu pietre scumpe. N-ați vrea, frații mei, să călcăm și în privința aceasta pe urmele Domnului Iisus? El a fost blând și smerit. Și de-aia a ales să intre pe un măgăruș în Ierusalim. Să se împlinească profeția, dar să dea din nou o pildă. Cum a dat o pildă când a spus celor care ne însoțeau, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuibul, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. Haideți să învățăm de la Domnul Hristos, că El este blând și smerit cu inima. Să învățăm să fim blânzi. Ei, poate zice cineva, chiar nu mi-a dat la adevărat prin îndeția. În plus, câteodată îmi spunea cineva cu un băiat, cu un copil de acestei familii, o întreba pe mama sa, de cine l-a supărat pe fratele Bala? Dar de ce trebuia să-l supere cineva? Păi de ce strigă așa pe noi? Vreau să vă spun, poate că și eu trebuie să mă mai îmbânzesc puțin, să devin mai blând. Dar nu de aia strig. Că supărat pe cineva. Și pentru că aș vrea să învățăm ceva de la Domnul Hristos. Pilda lui Dumnezeu pentru toți oamenii. Pe unde a călcat El, să călcăm și noi. O zis Apostolul Pavel, călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele Domnului Iisus. Te poți duce acasă cu sinceritate și să-ți verifici viața și faptele și starea și să-ți controlezi smerenia și blândețea, dacă le ai sau nu, și să zici, Doamne, îți nevinovat. Ridic mâna. Eu calc urmele lui Pavel. Calc urmele Domnului Iisus. Poți să spui? Vă citesc încă o dată ce v-am citit din ceea ce spune Ioan în prima lui epistolă. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Doamne, ajută-ne la aceasta. Vreau să vă spun că Domnul Hristos în intrarea aceasta triumfală în Ierusalim, El de fapt, într-adevăr, a avut o intrare triumfală pentru faptul că a fost decis să împlinească lucrarea lui Dumnezeu, cea pentru care a venit pe pământ, adică să-și dea viața pentru păcatele tuturor oamenilor și făcând această lucrare, să câștige un popor, o împărăție pentru El. Noi am fost câștigați cu sângele Domnului Iisus Hristos. Am fost răscumpărați cu jertfa Lui divină. El a biruit, în primul rând, s-a biruit pe sine. A avut lupte ca să împlinească lucrarea aceasta. A venit din cer, a împlinit planul lui Dumnezeu, dar a avut lupte. La un moment dat, în grădină, se roagă. A trecut prin toată gama experiențelor pe care le trece un om. A avut și starea aceasta de teamă, de suferință, de durere în trupul lui omenesc. În trupul lui de om.
și se roagă la Tatăl, Tatăl, dacă este cu putință, îndepărtează paharul acesta. Parcă e prea mult să-l bea. Dar totuși alege să se biruiască și pe el și să facă lucrarea lui Dumnezeu până la capăt și zice, nu cum vă ești eu, cum vă ești tu? El a intrat în Ierusalim și a fost biruitor în sensul că n-a putut. Până la urmă, noroadele, popoarele acestea, Pilat din pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, să facă altceva decât ceea ce a hotărât Dumnezeu. Cum scrie în Fapte, în capitolul 4, tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura Părintelui nostru David, robul tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte. Împărații Pământului s-au răscunat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, spune Petru, împotriva robului tău celui Sfânt Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Adică până la urmă, hotărârea lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu s-a dus la îndeplinire. Și din punctul acesta de vedere, Domnul Hristos a biruit și a intrat biruitor în Ierusalim. Chiar dacă pentru cei mai mulți oameni în vremea aceea a pierdut războiul că a fost răstignit. Chiar dacă națiunea lui Israel nu l-a primit. Și spuneam la început, el era prorocul, el știa că nu o să fie primit. În cartea, în Evanghelistul Luca ne spune lucrul acesta. Când s-a apropiat de cetate și a văzut că Iisus a plâns pentru ea. Și a zis, o, dacă ai fi cunoscut vremea, dar pentru că n-ai cunoscut-o, o să întâmple lucrurile astea cu tine. Știa că națiunea lui Israel, ca națiune, nu o să-l primească. Și totuși, a intrat pe viitor pentru că a câștigat prin jertfa pe care a depus-o la Calvar un popor, inclusiv pe noi de aici, de la Laval. Măcar că, cum spunea cineva, poporul român e mai vinovat decât alte popoare, că noi ne tragem din latini, din romani. Și romanii au fost cei cu ciocana și cu crucea. Dar ne-a mântuit și pe noi, binecuvântat să fie Domnul. Sigur, mai este ceva interesant în textul acesta, trecând la semnificația istorică a acestui moment, cei mai mulți din orodă își așterneau hainele pe drum. Dacă te întâlnești cu Domnul Hristos și îl recunoști că este împărat, dacă îi faci loc să intre în inima ta, să îi dăruiești ceva Domnului Iisus, să te dezbraci de ceva înaintea Domnului Iisus. Ăia, în vremea aceea, fizic, s-au dezbrăcat de haine. Domnul Hristos a spus, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Aici nu e vorba de o haină fizică, e vorba să te dezbraci de tine. Tu ai o personalitate, tu ai un nume. Tu ești cineva în cetatea Morealului, în cetatea Lavalului. Chiar eu, cel mai pe urmă, ai văzut cum o tratat, că nu mai s-a luat în veci. Dacă voiește cineva să vină după Domnul Hristos, după Mântuitorul Lumii, să se lepede, să se dezbrace de sine. Ei, atunci, în vremea lui, își dezbrăcau hainele fizice și le puneau înaintea măgărușului pe care călca măgărușul acesta. Noi trebuie să ne dezbrăcăm de personalitatea noastră. Să venim la Domnul Hristos. Vreau să mă opresc aici, frate. Vreau să las câteva minute și să-l Hristos. Vă gândeam cum mai spun ceva, vreau să mă opresc. Dar aș vrea să învățăm câteva lucruri și să ne bucurăm și să mergem cu ele acasă și să mai ne verificăm. Aș vrea să ne gândim la ceea ce a zis Domnul Hristos, să învățăm de la El că e vrând și smerit cu inima. Aș vrea să învățăm că trebuie să ne dezbrăcăm de El nostru. Aș vrea să învățăm din ceea ce s-a spus aici că am fost acele neamuri reprezentate din Mântuitorul, care dacă nu s-ar fi găsit prețul ăla de răscumpărare, mielul ăla, am fi fost pierdut pentru totdeauna. Că merite n-am avut. Și aș vrea să medităm în continuare la aceste ani.